Hai, cum ai de gând să urci aici? Ce ai de gând să... Ce... Ah, what? A cea mai lungă mână din România! Bine, mai cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți căruși. Astăzi vom juca Hide and Seek pe Minecraft, dar este o hartă de Among Us. Oameni buni, mă aflu aici împreună cu Dani BH și o să ne jucăm de avați ascunselea. Cine mai bea cafea când ai putea să bei apă, Dani Bihor? Știai? Ai auzit vreodată de cuvântul apă? Mi-am făcut cafeaua asta aseară la ora 8 și e pe birou și acum vreau să beau. Ora 2 ziua, cine bea cafea la 2 ziua, știi ce vreau să facă oamenii pe laptopul ăsta de aici, Dani? Să dea like? Să dea foarte multe like-uri. Comentariu, nu? Foarte multe comentarii și foarte multe like-uri. Vreau foarte multe comentarii de respect și 4000 de like-uri și du-te la echipa The Seeker și atinge-te de peretele la Dani pentru că o să începem. Ești gata? Da, m-am născut pregătit. Te-ai născut pregătit? Păi sper că te-ai născut și fără să te uiți la unde m-am dus eu, da? Mm-hmm. Aulo, unde mă duc? Bă, dar de ce ai like 3 secunde și vii? Aulo. Am căzut de da, oh my god. Aulo. Unde te-ai dus, bro? Oh no, să-mi vadă pălăria mea șmecheră cu diamant. Trebuie să mă uit în jos. N-ai tu treabă unde m-am dus, băi, Dani, bă. Ok, dacă stau așa... Oh no, de ce? Oh no, se aude inima dacă ești aproape. Oh, come da, on! Nu mă pot prinde! Mă bucur că ai diamantul ăla deasupra capului, sincer. Fițar, de tu de ce n-ai pălărie cu diamant? Prostu, ai căzut de acolo, eu pung și mă ascund. Karim! Ok, mă duc, m-am dus, Dani, s-a terminat. Bă, nu mi se pare corect, băi, eu o să-mi dau, cum îi zice, eu o să... Mamă, ce gamer bun la jocurile video! Mi-am dat pălăria jos, gata, s-a terminat. Dar sunt o grămadă de pălării pe hartă pe care le putem găsi, bă, Dani, știai? Nu știam, dar vreau să te găsesc pe tine în pălărie. N-ai tu, mă, treabă unde sunt eu ascuns, mă, sunt foarte bine ascuns. Oh, no, rece, Alaska, hipotermie. Oh, bine că le-ai deschis pe toate, fițiar. M-a găsit, bun. E, ok, nu era chiar atât de greu, gen. Da, să ne ziceți adică ce credeți despre hartă în secțiunea de comentarii. Mie mi se pare că e mega, mega bună. Ești gata, Dani? Haide, fugi. Da, haide. Fugi. Oh my god, trebuie să fug? Ah, da, fug. Vezi că gen deja e irosit. Oh my god, fugi, ascunde-te că vin. Știi ce, o să vreau să găsesc și niște pălării, dar poate ești parșiv de la care se ascunde undeva. A, ai căzut în ventilație, măi să fie. Unde ai mers tu pe aici și ai căzut în ventilație, mă? A, uite, astea au rămas deschise. Unde ai căzut, mă, în ventilație? What the hell? Aici sunt șaurile. Ce, mă? A, aici ai căzut. Opa. My god. Hold up. Stai așa, ce-am văzut, mă, pe aici? Deci, tu ești pe aici, pe undeva. Da. Exact. Da, dar nu știu unde. Aveți că, gen, când te apropii, bate inima în ce în ce mai tare. Păi știu, dar tu nu ești... Ui, o să... Ok, acolo nu e nimic. Da, ești departe de mine, ok. Nici n-am stres. Cum adică nici n-ai stres? Ce aici? Nu pot să mă stresez, gen, din așa ceva, adică... Cum nu te poți stresa, mă, din așa ceva? Tu ești pe... O, uite, o pălărie. Stai așa, mă duc să iau o pălărie. Ce e pălăria asta? Rocket, disenasiune nivelul Rocket members only. Sorry, I hitting. Ce Rocket? Vreau și eu să fiu membru rachetă. Oh, no. Aha, e bine. Mă, tu unde te-ai dus, mă? Uite o altă pălărie. Free hat, crit me. Mamă, ce pălărie am! Mamă, e lungă rău! Mă, tu ești pe aici, pe undeva, mă. Da, gen, eu te văd. Păi și de ce îmi bate inima în zona asta? Și să-ți bată mai tare, gen, ia-ți bate încet pe acolo, ca și cum pe acolo e drumul, gen. Deci nu ești... Ce zic? Nu bate pentru că e drumul. Ești undeva în încăperea asta, dar efectiv nu te pot vedea. Nu cumva ai făcut o gherlă cu chestiile astea? Cafeaua doar. A, îți beai cafea. Mă, te-ai urcat pe alea pe undeva sus? Mm-mm. Mă, tu ești pe aici, adică știu sigur că ești pe aici. Păi ești sigur că sunt pe acolo, nu? Sunt foarte sigur că ești pe aici. Păi na, găsește-mă atunci. Wait.
Mă, te-ai mișcat. Nu pot să cred. M-am mișcat, sunt tot acolo. Deci aici nu ești, right? Interesant. Bun. În zona asta aud o bătaie de inimă. Dar dacă merg aici, nu mai e. Păi tu deci... trebuie să vii pe unde auzi bătaie, gen. Păi nu aud bătaia mai tare, pănică e. Deci știu că ai picat aici. Deci tu ai picat aici, în ventilație, da? Aici nu știu care e faza cu semnele astea. Ok, pare că o să câștig. Bă, cum? Unde intra, mă, neghiobule? Aoleu, nu pot să ți arăt. Deci pink, nu, deci nu ești sus, nu te văd sus. Ia stai, mă, așa, poate... Poate tu nu ești chiar acolo, poate tu ești pe cealaltă parte a peretelui. Uite, pe aici nu pot să... Uite, hold up. Dacă te-ai dus jos, jos... Te-ai dus jos, jos? Nu. Nu te-ai dus jos, jos, am coborât jos, jos atunci. Dar sunt n-am tot încredere. Acolo unde m-ai lăsat, gen, acum ești departe de mine. Da, uite aici, poate, aud inima. Poate. Cum adică sunt, de, sunt sub, nu? Da, ești pe cycling sub, only. Eu sunt deasupra ta, cum ar veni. Am înțeles, deci tu chiar ți-ai bătut joc, dar nu e problemă, că am ajuns aici înapoi. Deci, okay. Tu ești pe aici pe undeva, te-ai urcat cumva undeva. Exact. Și asta nu-mi convine, de ce te-ai urcat cumva undeva? Deci m-am urcat și eu aici, efectiv nu ești sus. Nu sunt sus, oh? Mă, ești sus, aud. Mă, ce? Aici nu... Ia, vino, vino câta la ușă, vino câta la ușă, vino câta la ușă. Mâine la ușă. Uite, pe spate, mă, spate, mă. Mâine, au... Spate, mă. What? Ce căutai acolo? Îmi bătea inima. Acolo. Oh my god, ai trișat, bro. Eram la subsol, pe acolo pe unde te-ai dus tu. Băgat într-o masă. O să nu mă vezi. Doamne, bine, bine. Dacă vrei să jucăm tryhard așa, bine, hai, ești gata? Hai. Da. Bun, m-am cărat, papa. Nu te mai uita pe unde mă duc. Bun, e, jumate din timp deja s-a dus bine. Atunci eu nu mă opresc, o să alerg non-stop. O să trișez. Cum adică? Trebuie să găsești o ascunzătoare. Bă, eu vreau pălărie de asta, bro. Trebuie să găsesc o ascunzătoare. Și dacă n-am găsit-o, da, te-ai gândit la asta? Bă, dacă eu te bat pe tine cu pălăria asta... Mamă, dar nu prea pot. Nether Gold Ore se numește. Ce părere ai de Nether Gold Ore-ul ăla? Foarte tare. E destul de tare. Sunt pe acolo, pe undeva. Da, Dani. Nu știu ce. Poate e inima foarte tare prin zona asta. Prin zona aia, zici tu, a? Am o veste proastă pentru tine, sincer. Te-ai mutat. Nu. Fii la Sofia. Bă, cum am... Mamă, m-a prins. Bă, cum ești, mă, așa de bun, mă. Bine, hai, du-te la Hider. Dar tu, efectiv ai trișat, atâta vreau să știi. Ia să dăm... deci pe acolo te duci. Da, ok. Da, am înțeles. Da, n-ai plecat încă. Oh my god, nu te-ai decis. Ok, vezi că scapă în like 3 secunde, ca idee. A, uite, te văd, ok, ai sărit acolo, bun. Ți-ai bătut joc și ți-ai bătut joc în același timp. A, vezi cum e, mă, șmechere, speedrun. Stai jos, bihorean nenorocit. Te-ai crezut, bun, la haide în sic, mă, că-ți dau acum două perechi de palme. Bun. Ia, mă, hai să te văd dacă ești bun, ia-te acolo, hai. Da, hai că mă duc, pe 1 milion facem acum, da, pe 1 milion de lei. Niciodată în viața asta nu ți-aș da 1 milion, nici nebun. Nu mi-aș da mie 1 milion, da, păi ție, Dani Bihor. Bă, da, îmi dai și mie 20 de lei, îmi iau și eu șaormă. Bă, da. Nu ți-aș da nici 1 leu, ești nebun, da, păi 20 de lei. Ok, tu ești încă acolo. Bă, dar unde ai luat-o, că nu mai știu. Pe unde am luat-o, unde n-am luat-o? Mamă, am găsit un bloc buguit. Am găsit un bloc care este efectiv cu mov și cu negru. Oh my god, ce cameră am găsit, dar nu pot să intru în ea. Nu poți să intri în ea? Vai, Dani, ce păcat! O, pălărie gratis! Eu am o inimioară drăguță deasupra capului. Mamă, ce-mi plac pălăriile. What the hell, dude? N-ai tu treabă, bă, Dani, mă. Eu o să explorez pe aici harta, o să mă bucur de minunățiile pe care... De ce n-am să mă duc acolo? Care... Oh, ce moțeacă asta? Deci nu pot să cred că... Ah, maybe...
Oh, ce gamer suprem! Doamne, iartă! Da, Dani, eu pot să pun pe ecran perspectiva ta că sunt atât de bun la joc, efectiv tu n-ai unde să mă găsești în momentul ăsta, mă mănâncă spatele. Ah, și am mușchii ăștia prea mari și nu mai pot scârpina la spate, că nu mai ajung de... Ah. Hai mă, Dani, mă! Opa, inima, hopa, hopa! Păcat că ești la 10 km distanță de mine. Da. Da. Sunt foarte aproape dacă te aud. Da, ești foarte aproape. La fel cum e aproape Rodby de a fi YouTuber. V-ați abonat la toate canalele mele de YouTube, vă rog, gen, sunt like pe moarte. Stai că dacă pun clipul ăsta astăzi pe canalul de mâncare găsiți și clip în care mănânc burgeri cu Rodby. Da. Prin când ok și pe mine să mâncăm? Păi când nu mai locuiești în Bihor și când vii în București. Ah, bun. Perfect. Da, când o să vii în București o să zic, da mă, Dani, mă, sigur, nu e problemă, facem. Unde sânge ar trebui să fii, gen? Păi, unde sunt și unde nu sunt. Într-una din veți vei înțelege cum funcționează viața. Da, într-una din zile vei înțelege, Dani. Fițar, să-ți fie de nenorocit. Pleacă de aici. Sunt azi. Bă, cum a găsit, mă. Mi-a plăcut, mă. Du-te repede la Haider. Dacă nu voiam să fiu o sicăra. Bun, hai. Păi trebuie să... Ia uite, ai inimioară. Normal că am o inimioară. Tu de ce n-ai pălării frumoase? Fugi. Bă, dar numai prin două locuri poți să iau, gen. Bă, sunt trei locuri. What do you mean? Care actually sunt doar două locuri, da. Bun. Vin. Aoleu, Gucci. Mai face bine să te fii ascuns. Iar ai căzut în ventilație. Înseamnă că te-ai dus pe aici și ai căzut acolo în ventilație. Bun. Oh, te-am văzut. Asta nu e ventilația. Hold up. Asta nu e ventilația. Pe unde Dumnezeu ai luat-o în ventilație? Nu contează, dar eu că nu m-am ascuns, mă. Mamă, ce-am găsit aici așa? E cristalul legendar, Dani. Mamă, și cât aur, mamă, cât aur e aici, mamă, ce ratezi. Free hat? Bro, am o coroană șmecheră. Vino să mă vezi, Dani, cu coroana. Dar de ce nu găsești pălării, prostule, ha? Uite încă o pălărie gratis. Nu trebuie pălării, gen, eu acum pot să mai beau cafea, chat, că o să bro, uite-te la pălăria asta. Da, nu-mi pasă, eu colectez pălării. Mamă, câte pălării gratis am găsit. Bă, dar scopul e să mă găsești pe mine, nu pălările. Bă, dar de ce? Stai mă, că trebuie să le dau jos de pe mine aici. Ca să le țin inventar. Bine, mă. Da, hai nu, stai că sunt... Bă, stai că sunt ocupat. Tu n-auzi că îmi colectez pălăriile. Fițar pălării. Am găsit o chestie foarte șmecheră undeva. Bun, deci tu nu ești pe acolo. Ai căzut în ventilație. Mamă, nu pot să cred că la se mișcă. Bun, o să cad și eu în ventilație. Asta e gap room-ul, nu ventilation. I see. Iar tu pe unde te-ai dus, mă, parșiv nenorocit bihorean ce nu ești? Nu mă găsești niciodată. Bă, uneori în viața asta trebuie să recunoști că... Că? Că ceva. Trebuie să recunoști că Dani Bihor e mai bun decât Dani tine. Bihor e... uite, aici a căzut să-i mă în ventilație. Da. Nu, Dani Bihor e vai de steaua lui, ești nebun. Unde ești, mă? Haide să vedem. Oh! Opa! Opa, Gangnam Style. Nimic după ăla. Interesant, nimic acolo. Ok. Interesant, foarte interesant. Free hat! Aveam deja asta. Și te-ai făcut, mă, broască țestoasă. Mă, tu de unde m-ai văzut, mă? De sus. Ești sus? Nu pot să cred că e... Tun. Acolo erai. Ce-mi place să folosesc coduri și parole. Uite-te la mine. Ce? Stai. Uite, ți-aș da și ție o de asta, numai că nu cred că poți să o pui pe tine. Nu-mi da, fii atent. Stai drept, stai, ține capul sus. Nu ai... Bă, e normal. Privind, ok. Ce ai, mă? Ce ai cu nasul meu și cu ochelarii? Bun, te-ai dus la seeker? Nu poți să pui, trebuie să o găsești pe hartă să o pui. Trești, dude. Ok, bun. Gata. Hai, că de acum s-a terminat treaba. S-a terminat, fii atent, speedrun. Mă arunc aici, după care sunt liber să o iau pe aici, după care șpa.
Nu mă mai vei mai vedea. Nu mă mai vei vedea. Ai înțeles? Mama, cum era melodia de la Lady Gaga. Bun. Hold up. Ok, nu știu dacă asta e o locație geografică Hold up, wait a minute. Something ain't right. Cum era aia? Ok. Da. Random license plate number. Zice ceva chestia asta sau? O să fac niște fire, da? Să stai cu minte până fac eu firele ca să nu mă prinzi. Păi gen, eu te țin să faci firele. Faci cover, am înțeles. Da, și da. Wow! Am mai găsit o pălărie. E păcat că nu poți să le schimbi, trebuie să fii pe hartă ca să le... ce ascunzătoare bună, doamne! Doamne, ce inteligent m-ai făcut la jocurile video, dar nu e atât de bun, actually. Cred că o să-mi dau pălăria jos, just in case. Îți dai pălăria jos, a? Firar m-a văzut. Bă, n-am unde să mă ascund în locul ăsta. Ok. Da, poți să înjur, dar trebuie să cenzurezi. Bun, ești gata? Nu. Fii cu minte, Da. Bine, mă, să știi că acum chiar o să trișez foarte tare. Ce? Ok, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că eram amândoi la nu știu ce am făcut. Cred că am stricat asta. Deci m-am dus pe chestia aia care se mișcă. Știi tu, aia care se mișcă, care merge, și am stat pe ea și m-a băgat la seeker. Pe ea m-am, cum adică, normal că nu e a mea, este a navei spațiale, yes. LOL. Oh my god, e un Among Us afară, bro. Trebuie să-l vezi, trebuie să-l vezi. Păi și cine te pune să vii? Stai acolo, unde ești, LOL. Păi nu, că... Du-te și vezi Among Us-ul, du-te și vezi Among Us-ul. Gen, chiar vreau să vezi Among Us-ul înainte să... vii să-mi strici jocul. Du-te și vezi Among Us-ul, bro. Wait a minute. Who are you? Cum era aia? Da, unde era Among Us-ul? Among Us-ul, LOL. Nu știu unde era Among Us-ul. Foarte, ok. Mam... Wait, norii ăștia sunt făcuți cu... Nu pot să cred. Bro, mamă ce mișto e, sunt niște... Care asta face cic gen? Sunt niște nori afară făcuți cu pânză de păianjen, dar sunt niște sfere așa mai multe. Mamă ce mișto arată. What is this, man? Nu pot. Cum adică Rocket Member? Eu asta nu prea înțeleg. Free hat. Bă, dar tu te-ai ascuns, nu? Dar normal, LOL, nu e ca și cum mă plimb foarte mult. A, nu te plimbi, nu? Nu. Oh. Tare. What the hell? Pink? Bă, da, vii și te uiți după fiecare colț, pleacă, mălă. Dar știi cum am venit acolo? Ai apăsat de lever și s-au auzit pistoalele. Știu, dar am crezut că poate te duci să investighezi unde se aude, nu... Vii random acolo, că nu știam unde se aude aia. Aolo, bine. Ișmeniesc cu situ? Da, dar tu de ce nu găsești pălării șmechere ca mine, urâtule? Că eu n-am noroc la pălării, eu nu caut pălării. Cum adică sunt ai cu 100.000 de pălării? Fugi, Dani! Oh my god, stai că nu prea pot pe unde. Îmi place că tot timpul nu știi pe unde să te duci și pierzi jumate din timp numai ca să ieși din camera noastră șmecheră. Nici nu pot să o iau pe aici. Nu poți să o iei, Dani. Păi în viața asta trebuie să o mai și iei, mă înțelegi? Opa. Mamă, cea mai rapidă rundă din Franța. Nu puteam să mă ascund, mă. Cea mai rapidă rundă din Franța a fost, bă, Dani. Bata hamster. De ce nu suporți tu hamster? Eu asta nu înțeleg. Uite-te la mine cât de bine joc. Ia uite. Mă duc aici, uite, am văzut chiar acum unde se află o nouă pălărie. Ia uite, am trișat, am ajuns pe cealaltă parte și șpa. S-a terminat, ce nu înțelegi, Dani? Tare. Bă, harta e mișto, dar e păcat că e mică, gen. E destul de mare, sincer. E micuță, mă. Păi avem două locuri. E destul de mare, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Păi,
tu nu trebuie ar fi șmecher dacă avem like mulți jucători, dar Carina a zis că nu se mai joacă cu noi și că e rasistă, așa mi-a zis. A zis, bă, Pink, a, m-a jucat cu tine, dar sunt rasistă, gen, și nu vreau. Stai cu ok, Carina. Așa a zis, bro, pe bune. Cred că nu-i place de tine, mă. Cred că nu mă mai suportă. Deloc. Da, cred că nu e atât de bine ce se întâmplă. Fuck off, Peter. Hey, Peter. Peter Griffin. Am plecat de acolo, de unde ești tu. O, altă pălărie. Eu am găsit o de-aia de toaletă. În loc să se ascundă, caută pălării. Mamă, ce normal că caut pălării, lol. Am like 13. Am destul de multe pălării. 13? Uite, o să las o dâră de pălării pentru tine. Uite, am lăsat o pălărie, două pălărie, trei pălărie, and patru pălărie, and cinci pălărie. Gata, am lăsat toate pălăriile acolo. Și ai de gând să trișești, să vii după ele, a? Chiar te-ai luat după dâra, da? Nu pot să cred că te-ai luat după dâra de... Am mai luat o altă pălărie. Trișăm aici, să ajungem pe cealaltă parte. Nu mai căuta pălăriile, pălăriile, trebuie pălăriile pentru ceva, bro, lol. Haide, Dani. Iar a plecat. Ok, și gen, el cred că o să facă iarăși o schemă ciudată. Mamă, ce schemă o să fac? Mamă, Dani, fii atent la schema asta din Giuleș Crângaș. LOL. Unless. Și el iar e pe partea altă, nu? Da, am decis să trișez și să nu respect regulile pe care nu cred că le-am stabilit foarte bine la început, dar mă, tu ai văzut măcar cristalul la șmecher din camera cu cristal și cu multe pălării gratis sau? Da, am fost la el, dar nu știu care e faza, că zici că e The Sims. E destul de șmecher și frumos. La fel ca mine. Pink, ideea era să te ascund și o să te găsesc. Mă, bătă, mă, te-am găsit de 3 ori. Și cine te-a pus să mă găsești de 3 ori? Lol. Păi hai, vino încoace dacă ești șmecher. Îți zic, sunt la cristal. Ești la cristal, a? Da, sunt la cristal. Ia, unde ești? Și ce ai de gând să faci? Ai de gând să urci aici? Ai de gând să urci aici? E bine. Hai, cum ai de gând să urci aici? Ce ai de gând să... Ce... cea mai lungă mână din România are ăsta, ești nebun? Cea mai lungă mână din România a fost aia. Cum ai făcut, mă? Bă, îmi place rău pălăria asta, să mă gândesc. Da, bine că ai dat. Uite, eu am dat asta de alunecat. Bine, poți să le arunci pe toate pe jos. Mamă, ce mare e aia! Mamă, ce mare am! Editam mai asta, bro. What? Din păcate nu le pot spune pe cap, că e plină de buguri. Bun, haideți că o să mai jucăm o rundă, o să mă duc la Seeker, Dani. Vreau ce să faci... Ascund? Da, te ascunzi. Vreau să faci ce tot posibilul, mie. Dar n-ai cum să faci tot posibilul. Perfect, te-ai dus în direcția aia. Da, bun. Știu foarte bine unde te-ai dus și știu exact în ce locație geografică ai. Am pus un tracker pe tine. Ai căzut în ventilație, bun, înseamnă că ai ajuns pe cealaltă parte, bun și bun în același timp. Bun, dacă ai ajuns... Nu-i bine. Aici e ce cauți, mă, acolo? Hai, da. Pa, pa. Ia uite-l, mă, pe ăsta, mă, cea mai lungă mână din Franța am, că dacă-ți dau acum un pumn până în Bihor ajunge, ești nebun. Aoleu, am apăsat pe spectator din greșeală. Bun, bă, dacă v-a plăcut harta, nu uitați să lăsați like-uri. Nu, 15 like-uri, actually. Rugați-vă părinții să apese like de pe conturile lor personale de YouTube. Pă bune că nu mă pot ruga acolo. Da. Și să ne dați follow pe Instagram. Și gen tot banii voștri. Da. Și follow pe Instagram, da. Cum era contul tău? Ai Pink TF de la Tai Frunze. De la Tai Frunze, Tai Frunze la câini, da, lol, bro. Asta face el în fiecare zi, gen, mi-a zis. Da. Mă rog, și YouTube, dar nu se pune. Când eram mic am tăiat niște frunze de la de salcâm la câini și eram supărat că nu mănâncă. Și am like, bro, what the fuck? M-am chinuit pentru frunzile astea. De ce nu mănâncă? Exact.